Ați asistat astăzi la deschiderea 4 containere cu material lemnos. O echipă comună formată din polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, precum și polițiști din cadrul Serviciului Transporturi Maritime, precum și lucrători vamal din cadrul biroului Constanța Sud Agigea. Aceste containere sunt pregătite pentru export de o firmă de pe raza județului Prahova, pentru, având ca destinație Pakistanul. Fac precizarea că cantitatea întreagă de material lemnos este de aproximativ 160 de metri cubi. După cum vedeți, verificările sunt în plină desfășurare, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Este vorba de aceeași firmă, din același caz, din data de 10 iunie, dar este o altă țară de destinație. Este Pakistan în cazul acesta. Vorbim de un transport care vine după ce au fost prinși prima oară făcând același lucru. Exact. Același lucru au făcut și în cazul de față. Ce au declarat în acte? În acte au declarat că au material de cherestea. Cherestea netivită demolit. Cherestea. Ce riscă societatea? Încă în momentul de față sunt verificări sub coordonarea procurorului, cum v-am precizat. Așteptăm. Mulțumim. Și noi că